Puterea extraordinară a subconștientului tău. Capitolul 19. Folosiți subconștientul pentru a înlătura teama. Unul dintre cursanți mi-a relatat cum, fiind invitat să țină un discurs, s-a simțit cuprins de panică la ideea că va vorbi în fața tuturor oameni. Iată cum a reușit să-și elimine această teamă. Timp de mai multe seri a practicat o tehnică de autosugestionare. Se relaxa într-un fotoliu timp de 5 minute, apoi își spunea rar și calm: îmi stăpânesc teama și o depășesc fără probleme. Vorbesc plin de încredere și de forță. Ceea ce spun captivează auditoriul și îl impresionează. Subconștientul este foarte receptiv la orice sugestie, mai ales când suntem destinși. Gândurile pătrund foarte ușor în subconștient printr-un fenomen asemănător cu osmoza, prin care două fluide separate de o membrană poroasă se întrepătrund. În această stare, mentalul conștient comunică foarte ușor cu subconștientul. Cel mai mare dușman al omului. Se spune că frica este cel mai mare dușman al omului. Ea este răspunzătoare de multe eșecuri, boli și neînțelegeri în viața acestuia. Milioane de oameni se tem de trecut, de viitor, de bătrânețe, de nebunie, de moarte. Frica este o stare de spirit dominantă. Unii dintre noi se tem chiar de propriile lor gânduri. Dacă un părinte spune copilașului său că sub pătuț se află un crocodil care îl va mânca, micuțul paralizează de spaimă. Dar când îi arată că acolo nu este de fapt nimeni, copilul se eliberează de orice teamă. Frica este tot atât de reală ca și crocodilul de sub pat. În mod asemănător, mulți dintre noi se tem de fantasme, de o mulțime de umbre sinistre care nu au nicio legătură cu realitatea. Filozoful și poetul Ralph Waldo Emerson spunea: faceți exact lucrurile de care vă temeți cel mai mult, atunci frica se va împrăștia imediat. Am verificat eu însumi aceste cuvinte când doar la gândul că voi vorbi în fața publicului mă cuprindea o teamă teribilă. Am depășit-o în momentul când am susținut prima conferință, adică făcând exact lucrul de care mă temeam. Când vă hotărâți să vă controlați spaimele și angoasele, eliberați de fapt puterea teribilă a subconștientului care vă va ajuta să le dominați. O cântăreață a fost invitată odată la o audiție. Fiind emotivă, dăduse greș la alte 3 probe, deși avea o voce foarte frumoasă. Chiar în momentul când trebuia să cânte, o cuprindea panica. Subconștientul, receptiv la orice sugestie, se manifesta imediat, astfel încât tânăra își pierdea subit vocea. De 3 ori la rând a cântat fals, până când vocea i s-a înnecat definitiv în lacrimi. Pentru a-și elimina tracul a folosit o tehnică simplă. De 3 ori pe zi se închidea în cameră, se așeza comod într-un fotoliu, se relaxa și închidea ochii. Apoi își liniștea valurile minții, căci în starea de calm profund, subconștientul este mult mai receptiv la sugestii. În sfârșit își spunea plină de încredere: cânt minunat, sunt senină, echilibrată și calmă. Repeta de 5-10 ori această sugestie lent cu atenție. După o săptămână era mult mai calmă și dobândise încredere în vocea ei. Momentul audiției a venit, iar ea a cântat minunat. Aplicați această tehnică pentru a elimina pe rând toate angoasele și spaimele care v-au chinuit până acum. Teama de eșec. Mulți studenți mi s-au plâns de aceeași problemă când apar în fața profesorului la examen, uită subit tot ce învățaseră anterior. Invariabil, când ies din sală, își amintesc în cele mai mici detalii răspunsurile la toate întrebările. Subconștientul reacționează întotdeauna la sugestia cea mai puternică. La studenții respectivi, această sugestie o constituie teama de eșec. Cu alte cuvinte, frica este adevărata cauză a amneziei lor. Iată un exemplu edificator. Am cunoscut un student la medicină care era cel mai inteligent din grupa lui, dar la un examen oral nu era capabil să răspundă nici măcar la cea mai simplă întrebare. Frica îl paraliza mereu. Spaimele și angoasele au o influență atât de mare asupra subconștientului pentru că sunt însoțite de emoții foarte puternice. Prin teama noastră, aproape că cerem subconștientului să facă în așa fel încât să dăm greș. Unul dintre studenți, care știa că subconștientul este depozitul a tot ceea ce el memorează, s-a decis să folosească la maximum această capacitate cu ajutorul sugestiei. În fiecare dimineață și seară își imagina că scria mamei o scrisoare prin care o anunța că luase note mari la toate examenele. Apoi citea în gând răspunsul prin care mama îl felicita cu dragoste. Așa cum se aștepta, inteligența divină a subconștientului a preluat sugestiile și a făcut astfel încât dorințele lui să devină realitate. Imaginându-și deznodământul, el a creat premizele îndeplinirii sale. Teama de apă, de înălțime și de locuri închise.
Multe persoane suferă de aceste obsesii. Este posibil ca angoasele să-și aibă cauza în anumite întâmplări petrecute în copilărie. Dacă un copilaș a fost aruncat într-un lac fără să știe să înoate, el va păstra spaima subconștientă de apă pentru toată viața. Sau, dacă s-a defectat liptul în timp ce se afla în el, va fi chinuit de claustrofobie. Când eram la vârsta de 10 ani, am trăit o astfel de experiență. Am căzut din greșeală într-un lac cu apă murdară. Îmi amintesc și acum apa cenușie de deasupra capului meu. În ultimul moment am fost salvat de un coleg. Spaima aceea teribilă mi-a pătruns în subconștient și mult timp m-a obsedat teama de apă. Într-o zi am consultat un psiholog cu experiență care m-a sfătuit. Du-te la piscină, privește apa și spune cu voce tare. Te domin, te stăpânesc. Apoi intră în apă, înscrie-te la cursurile de not și caută să-ți îndepărtezi teama. Ceea ce am și făcut. Nu i-am permis fricii de apă să mă domine și să mă înspăimânte niciun moment. Amintiți-vă mereu că sunteți mai puternici decât frica sau angoasa ce tinde să vă domine. Însușiți-vă această atitudine plină de curaj. Subconștientul va reacționa prompt, dându-vă un plus de încredere și forță. Iată o metodă simplă, dar foarte eficientă pentru a înlătura teama. Să presupunem că vă este frică de apă, de înălțime, de locuri închise sau aveți strac atunci când dați un interviu sau o audiție. Dacă apa este cea care vă sperie, începeți prin a vă relaxa complet timp de 5-10 minute. Apoi imaginați-vă că înotați. Concentrați-vă să percepeți răcoarea apei și să vă coordonați cât mai bine mișcările corpului. Sunteți vesel, plin de viață. Ceea ce faceți nu este o simplă reverie, ci este o sugestie pozitivă care se impregnează în subconștient și va deveni realitate. Aceasta este legea subconștientului. Această tehnică este valabilă și pentru cei care suferă de teama de înălțime. Închipuiți-vă că urcați pe un munte foarte înalt, sunteți în formă, că admirați peisajul pitoresc, aceeași bucurie o veți simți în realitate când veți pirui teama. Am cunoscut pe directorul unei mari firme care era terorizat de faptul că trebuia să urce cu ascensorul în fiecare dimineață. La un moment dat s-a hotărât să-și biruie teama cu ajutorul următoarei sugestii pozitive. Ascensorul este o invenție minunată și este foarte util în clădirea noastră. Îmi dau seama că este o adevărată binecuvântare pentru funcționari, căci astfel economisesc forță și timp. Funcționează cu voia lui Dumnezeu, care ne ocrotește permanent. Energiile vieții, iubirii și înțelepciunii circulă liber prin mine. Mă văd urcând în ascensor, acesta se umple de angajați cu care vorbesc. Atmosfera este veselă, amicală. Cobor din lift și intru liniștit în birou. Sunt încrezător și liber de orice prejudecăți. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Timp de 10 zile a lucrat intens cu această sugestie. În a 11-a zi, când a urcat în lift, nu a mai simțit nicio urmă de teamă. Teama firească și teama patologică. Se spune că omul se naște cu frică de două lucruri, de zgomot și de cădere. Acestea ne sunt date de către natură ca niște sisteme de alarmă care fac parte din instinctul de conservare și sunt normale. Celelalte angoase ne sunt întipărite de către părinți, educatori și cei din anturajul nostru. Când scăpăm imaginația de sub control, apare teama anormală, care poate merge până la manifestări patologice. O doamnă a fost invitată odată să facă o călătorie cu avionul în jurul lumii. S-a apucat să decupeze din ziare toate articolele despre catastrofe aeriene, să și vedea prăbușindu-se cu avionul în ocean. Iată un exemplu de teamă exagerată. Dacă femeia va persista în starea aceasta de spirit, fără îndoială că îi se va petrece exact lucrul de care se teme atât de mult. Alt exemplu. Un om de afaceri din New York, foarte bogat și cu o viață de familie fericită, a început deodată să-și imagineze cum ar fi dacă ar da faliment, dacă ar primi de la bancă o hârtie prin care să-i se comunice că în cont nu mai are niciun ban. Aceste imagini fantasmagorice i-au provocat o depresie psihică împotriva căreia nu lupta deloc. Mereu repeta soției, cred că se va produce o recesiune, sigur voi da faliment. Și alte fraze de acest gen. Inevitabil a sfârșit prin a da faliment, adică s-a împlinit ceea ce el mentalizase cu atâta forță. Poate că nu s-ar fi petrecut astfel dacă nu și-ar fi hotărât singur soarta prin teama și angoasa lui permanentă. Există oameni care trăiesc mereu cu teama să nu li se întâmple o catastrofă lor sau celor dragi. Dacă citesc în ziare despre o epidemie sau o boală extrem de rară, sunt sigur că și ei se vor îmbolnăvi în curând. Sigur că dacă se vor menține în această angoasă odată, tot li se va întâmpla ceva rău. Când constatăm că imaginația ne scapă de sub control și începe să plăsmuiască tot felul de scene halucinante sau când un gând negativ ne apare în mod obsesiv în minte, trebuie să luăm imediat atitudine, adică să cultivăm exact sugestia opusă. Angoasa dusă la extrem denotă tulburări grave, psihice și mentale.
Odată cu frica apare și aspirația către starea opusă ei. Concentrați-vă atenția asupra acestei stări, lăsați-vă cuprinși de ea, căci atitudinea mentală menținută cu perseverență generează o obișnuință care la rândul ei poate schimba un destin. Veți căpăta mai multă siguranță și încredere în dumneavoastră înșivă, iar uriașele forțe care sunt acum latente în subconștient se vor manifesta în sens benefic, susținându-vă cu putere. Examinați-vă cu luciditate fobiile. Președintele unei firme îmi povestea de curând că pe vremea când era un simplu comis voiajor, era atât de suspicios încât dădea ocol de 4-6 ori în jurul casei clientului înainte de a intra. Directorul i-a spus într-o zi: nu te teme, nu te pândește niciun crocodil din spatele ușii, fii mai îndrăzneț. Astfel, el a învățat că dacă privește direct și lucid motivul fricii, va realiza imediat că nu are de ce să se teamă, iar frica va dispărea fără urme. Un veterinar în aviație militară mi-a relatat câteva dintre experiențele sale din timpul celui de-al doilea război mondial. La un moment dat a fost nevoit să sară cu parașuta din avionul cuprins de flăcări și a aterizat în mijlocul junglei. Era o teamă teribilă și a înțeles că tocmai teama exagerată îi poate provoca necazuri și mai mari. S-a hotărât să-și învingă într-un fel frica, spunându-și cu voce tare: John, nu trebuie să te lași cuprins de frica asta, care nu reprezintă decât dorința ta de a ieși din junglă cât mai repede și de a ajunge într-un loc sigur și mai confortabil. Apoi a început să se sugestioneze astfel: înțelepciunea divină care hotărăște fiecărei planete o anumită orbită și nu alta, mă călăuzește și pe mine prin această junglă. A continuat să-și spună aceste cuvinte timp de 10 minute. A simțit că începe să vibreze ceva în lăuntrul lui și a pornit la drum plin de încredere. După câteva zile a ajuns în mod miraculos la marginea junglei, de unde a fost salvat de un avion. Atitudinea mentală, plină de curaj și încredere în forțele proprii, au fost cele care l-au salvat de fapt. El însuși spunea: dacă începeam să mă lamentez și să mă îngrijorez, aș fi căzut pradă propriei mele spaime, probabil că aș fi murit de frică și de inaniție. Directorul unei alte firme îmi povestea că de mult a fost cuprins de teamă că își va pierde locul de muncă. 3 ani s-a chinuit în starea aceea, își imagina mereu că ar putea fi concediat, deși realitatea era cu totul alta. Fantasmele au luat o amploare atât de mare încât s-a îmbolnăvit de o gravă depresie psihică, ca urmare a fost rugat să-și dea demisia. În realitate, omul s-a concediat singur prin sugestiile negative pe care le-a întreținut cu o perseverență demnă de un scop mai nobil. Subconștientul a reacționat în consecință, sugerându-i luarea unor decizii eronate care au provocat mari prejudicii firmei. Dacă ar fi contracarat la timp teama și neîncrederea, cultivând sugestii opuse lor, dezastrul ar fi putut evitat. În timpul unui turneu de conferințe în străinătate, am discutat timp de 2 ore cu un înalt membru al guvernului țării respective. Omul acela îmi dădea o senzație inefabilă de pace și seninătate lăuntrică. După cum mi-a relatat el însuși, nicio injurie adusă de partidul de opoziție nu l-a afectat vreodată. Pentru a se păstra mereu calm, el practica în fiecare zi următoarea tehnică. Se relaxa timp de un sfert de oră, apoi mentaliza că este scufundat într-un ocean adânc de pace. Prin această meditație dobândea o imensă putere fizică, psihică și mentală, cu ajutorul căreia biruia toate dificultățile. Cu câtva timp în urmă îl sunase un coleg la miezul nopții ca să-i spună că se pregătește un complot împotriva sa. Iată ce i-a răspuns: lasă-mă să dorm liniștit, vom vorbi despre asta mâine dimineață la ora 10. Știu că niciun gând negativ nu poate să mă afecteze dacă nu-l accept, de aceea refuz să mă las cuprins de teamă. Știu că nu se poate petrece nimic rău cu mine, îmi spunea el în timpul discuției. Calmul și curajul său merită o vie admirație. Toți ar trebui să căutăm în noi înșine sursa calmului și a păcii interioare, în credința că suntem ocrotiți permanent și nimic nu se poate petrece la întâmplare fără voia lui Dumnezeu. Pentru a elimina definitiv teama, folosiți această formulă: căutat-am pe Domnul și m-a auzit din toate necazurile mele și m-a izbăvit. Eliberați-vă de teamă. 1. Faceți chiar lucrul de care vă este teamă cel mai mult. Frica va dispărea instantaneu. Spuneți-vă mereu: îmi stăpânesc perfect teama. 2. Frica reprezintă un gând negativ care apare în minte când imaginația scapă de sub control. Înlocuiți acest gând prin idei realiste și constructive. Teama a ucis milioane de oameni. Faceți astfel încât credința să devină mai puternică decât teama. 3. Frica este cel mai mare inamic, ea stă la originea eșecurilor, a bolilor și a relațiilor nearmonioase dintre oameni, dar poate fi învinsă prin iubire, căci iubirea ne pune în rezonanță cu energiile sublime ale Universului. 4. Neutralizați sugestiile de teamă adoptând idei opuse lor. Sunt curajos, echilibrat, senin, calm. Veți observa apariția unor efecte minunate.
Dracul se află la originea amneziei în cazul examenelor. Ca să nu vă mai confruntați cu el, sugestionați-vă astfel: am o memorie perfectă și amintesc tot ce am învățat. Sau, tot așa de bine puteți să vă imaginați că un coleg vine să vă felicite pentru notele de 10 luate la examene. Perseverați și veți reuși. 6. Dacă aveți teamă de apă, învățați să înotați. Imaginați-vă că vă jucați vesel și liber prin apă. Închipuiți-vă că apa vă înconjoară cu prospețimea și răcoarea ei. Va fi mult mai ușor să învățați să o stăpâniți și să vă bucurați de ea. Aceasta este legea subconștientului. 7. Dacă aveți oroare de locuri închise, ascensori, săli de conferință, închipuiți-vă că sunteți într-un ascensor care vă duce silențios acolo unde doriți să ajungeți. Gândiți-vă în ce stare de oboseală ați fi dacă ați urca în fugă 5 etaje și cât de liniștit și calm coborâți din lift. Veți fi uimiți cât de repede vă biruiți teama. 8. Nu ne naștem decât cu două feluri de frică, cea de înălțime și frica de zgomot. Toate celelalte sunt dobândite în timpul vieții, mai ales în copilărie. Debarasați-vă repede și complet de ele. 9. Frica face parte din instinctul de conservare. Frica patologică este, în schimb, foarte periculoasă și reprezintă rezultatul gândurilor negre, al oboselii și al imaginației necontrolate. 10. Acum, când știți că subconștientul reacționează prompt la orice sugestie și vă poate împlini orice dorință, puteți elimina orice fel de angoasă și obsesie, cultivând cu fervoare exact opusul ei. Iubirea alungă întotdeauna teama. 11. Dacă vă temeți de eșec, concentrați-vă asupra ideii de reușită. Dacă vă temeți de boală, orientați-vă mintea spre sănătate. În orice pericol v-ați afla, invocați protecția divină. Dacă sunteți terifiați de ideea morții, meditați asupra faptului că viața este eternă. Dumnezeu este viața, iar viața va aparține chiar din acest moment. 12. Pentru orice frică este valabilă legea substituției. Iată ce se petrece. Când vă temeți de un anumit lucru, atunci apare dorința de a obține exact opusul său. Dacă sunteți bolnav, doriți sănătate. Dacă sunteți închis, doriți libertatea. Fiți optimiști, concentrați-vă asupra dorinței, căci subconștientul o va împlini. 13. Viitorul există în stare potențială în mintea dumneavoastră. Gândurile pozitive sunt creatoare, deci ceea ce doriți cu putere se va petrece. Gândiți binele și veți avea parte de bine. 14. Priviți-vă frica în față, puneți-o în lumina rațiunii, învățați să râdeți de spaimele dumneavoastră. Acesta este tratamentul cel mai bun. 15. Nimic din exterior nu vă poate perturba dacă nu-i permiteți acest lucru. Sugestiile, minciunile și aluziile celorlalți nu pot avea putere asupra dumneavoastră dacă vă orientați permanent către ceea ce este bun și divin. Nu există decât o singură putere creatoare, de aceea orice contradicție sau conflict nu pot fi decât dăunătoare și false. Adevărul lor constă în armonie și în iubire. De aceea, orice gând este inspirat și însuflețit mereu de puterea divină. Sfârșitul capitolului 19.